avem formă. Avem, da? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Dacă, vis-a-vis de ședința anterioară, procesul verbal sunt convins că l-ați citit. Dacă aveți ceva completări la el, spuneți-le. Dacă nu, supunem la vot. Supunem la vot, da? Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate trecem la ordinea de zi, care are o mulțime de puncte. Nu mă apuc acum să vi le citesc pe toate, pentru că fiecare punct la rândul lui o să fie discutat, rediscutat, pentru că el la ședința de comisie a fost. Ceea ce vă supun la vot, supunem la vot suplimentarea, și anume un proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru realizarea obiectivului investițional parcare supraetajată pe strada Vasile Alexandrei. Sunteți de acord și cu acest punct? Să-l introducem în ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate, deci acest punct intră pe ordinea de zi. Și începem. Deci la ordinea de zi avem așa. Aici aș avea o întrebare, vis-a-vis de celelalte două puncte pe care ieri la ședința de comisie le-am discutat. Le rediscutăm. Este vorba de organigramă și de celălalt punct care se leagă de organigramă, sau dacă nu, la ședință, după constituirea, și eu... Propunerea mea este ca organigrama să fie amânată, pentru că este normal ca noul Consiliu de Administrație să aibă posibilitatea să-și facă, dar planul de investiții trebuie aprobat, pentru că fără el nu putem să primim licența de la NRSC și suntem o lună de zile, ar fi o întârziere foarte mare până la ședința următoare. Așa că eu propun să aprobăm plan, retragem organigrama și să aprobați planul de investiții. Plan de investiții care probabil poate fi modificat. A fost modificat, a fost actualizat cumva, dar sigur că asta este o aprobare pentru ANRSC, dar bineînțeles este din realitate, nu am trecut niște liniuțe acolo aiurea, în același timp. Dacă noul Consiliu de Administrație vine cu un alt program sau ne supune atenției alte modificări, la momentul respectiv aveți posibilitatea să vă pronunțați. Eu zic să rămânem în forma asta. Deci domnul primar a făcut o propunere, nu se supune la vot. În principiu anulăm organigrama și rămânem numai cu investițiile. Și acum supunem la vot ordinea de zi cu punctul, așa, cu modificările făcute. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Deci aceasta este ordinea de zi. Trecem la primul punct al ordinei de zi, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului consolidat a Unității Administrare Teritoriale Slănic Moldova, inițiator economic Vlaci Gheorghe, primarul orașului. Ieri s-au făcut o mulțime de discuții pe toate punctele din ordinea de zi. Dacă aveți vreo completare, spuneți-o. Dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. Trecem la punctul 2, și anume un proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navei de cadrelor didactice care nu dispun de locuință în localitatea Slănic Moldova și își desfășoară activitatea pe raza orașului. Inițiator economic Vlaci Gheorghe, primarul orașului. La punctul acesta, nici nu au fost discuții, pentru că e o chestie care trebuie rezolvată, suma e foarte mică. Avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Pun la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Dacă mergem în ritmul ăsta, domnul Munteanu, nu știu ce al doi domni, n-au nicio șansă. Haideți să mai discutăm atunci. La punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice la nivelul Unității Administrative Teritoriale Oraș Slănic Moldova, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 28 din 30.03.2017, inițiator economist Vlaci Gheorghe, primarul orașului. La acest punct, dacă aveți discuții, completări? Nu aveți. Avizul comisiilor? Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Abținere? Împotrivă? Nu. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării în domeniul public al orașului Slănic Moldova a imobilului construcție situat în Slănic Moldova, strada Teilor numărul 2, inițiator economic Vlaci Gheorghe, primarul orașului. Aici, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac câteva completări pentru cei care vor vizualiza acest material.
Ne dorim, nu numai la Cireșoaia, și în celălalt am cerut și la Senin Moldova, să preluăm anumite clădiri care sunt pe raza noastră de teritorială și care sunt nefolosite sau eventual ne sunt utile. Am început cu Slănii Moldova, vă amintiți că am aprobat Vila Rândunica și alte obiective. Acum la Cireșoaia, cooperativa asta este ca și clădire în proprietatea cooperației de la Târgu Ocna și noi ne propunem să o preluăm noi pentru a amenaja acolo activități care să vină în ajutorul cartierului de a dezvolta cartierul. În sensul în care ne dorim să creăm acolo pentru pietrar, pentru lemnar anumite facilități. Vrem să dezvoltăm un spațiu pentru social, pentru cultural, pentru... Este o clădire care reabilitată poate să fie utilă comunității noastre. Asta este locația este clară. Ce este important este că noi am cerut o evaluare a unui expert evaluator și evaluarea a fost făcută la 65.000 de RON aproximativ și cooperația a fost de acord, am discutat cu dumneavoastră, a fost de acord să ne vândă această clădire la prețul din contabilitate, respectiv 29.000, aproape 30.000 de RON. Așa că este și prețul foarte în regulă și vă rog să aprobați această solicitare pentru că sigur va fi util pentru comunitatea noastră. Dacă aveți, mulțumesc, dacă aveți discuții vis-a-vis de punctul respectiv, cunoașteți locația, știți și vechea construcție, lângă varnița acolo, va fi utilă pentru cartierul Cireșoaia și pentru cei care știu eu, pentru întâmplare, am înțeles. Pietrari, supun la vot, avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotriva, abținem, nu. Mulțumesc. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și sau asimilabile acestora practicat de SC Util Preser SRL, Slănic Moldova, inițiator economist Vagiu Gheorghe, primarul orașului. Votat în AGA. Acest punct, da, a fost votat. Dacă mai aveți comentarii, le faceți. Dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, nu. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor execuție racord 20 kW, montare PTAV și racordare circuite la LAJT în PTA. Inițiator economist Vasiu Gheorghe, primarul orașului. Dacă ați înțeles ieri despre ce este vorba, sunt două posturi de transformare, unul la intersecție cu Bolovanu, cu drumul care duce spre Bolovanu și un post de transformare aici la Poda Vădănii, care este strict necesar pentru echilibrarea consumatorului și pentru a asigura un consum, adică un parametru de calitate de energie electrică. Da. Și pentru că aceste posturi nu se mai instalează pe stâlp, se instalează modern pe teren, este nevoie de închirierea acestui teren pentru gratuit. Da. Este vorba de acordarea acestui teren pentru utilități. De în condiții legale. Nu putem să luăm bani pentru că așa spune legea, nu pentru că nu ne dorim noi. Dacă mai aveți ceva de completat? Nu. Avizul comisiilor? Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. În unanimitate a trecut și acest punct. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, ANLE, adică inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Și ieri s-au făcut discuții. Da, datorită discuțiilor de ieri am propus doar două prelungiri a contractelor, cu persoane despre care existau suspiciuni ieri clar, studiul închiriau, să supunem atenției comisiei, pentru că n-am avut timp să vedem dacă... Și vom reveni cu propunerea asta. Absolut, sigur că da. Să completăm ancheta prin comisie, să vedem dacă este și... Dacă e adevărat, dacă nu e adevărat, mă rog. Așa, dar... Acum noi votăm, de fapt, ce este și respectiv. Ardelan, exact. Votezatul și Ardelan. Dacă mai aveți și alte completări,
ținând cont de ceea ce a spus doamna viceprimar, deci comisia se va ocupa. Acum este vorba de a aproba... Acum vorbim la cei la care exact. Se face clar de situație și nu există... Nu aveți comentarii, nu? Avizul comisiilor? Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă? Abține? Nu. Așa, trecem la următorul punct. Următorul punct este... proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a unor terenuri situate în orașul Slănic Moldova în baza dreptului de preemțiune. Este vorba de introducerea în legalitate a celor care au suprafețe mai mari decât cele normale. Este vorba de o sumă pe care a lansat-o doamna viceprimar, 9.285 de lei pe an. Dar sunt două terenuri distincte. Și banii vor fi separați, nu? Sunt diferite cu altă valoare, sume diferite. S-a discutat, e să așa. Deci este vorba... A, așa și ieșirea, știu eu, cu nu știu câțiva metri, a domnului Purcaru, așa. Dacă completări. Dacă nu, atunci avizul comisiilor. Nu hai. Sunt, adică au fost completări, nu se... cum să zic eu, nu se găseau metrii din schiță cu alea. Au fost completările de astăzi, văd care s-au adus de la 114 la 144, s-au refăcut calculul. Eu n-am primit încă hârtiile, bănuiesc că s-au refăcut calculele și s-au ajuns, a, da, au zis că la 2000 și ceva. Am anii de 10 ani, nu sunt de acord cu propunerea lor pentru 10 ani. Asta e... punctul strict al meu. Domnul Roletaru, sigur că fiecare are opinia dumneavoastră. Da, aș prefera un 2 ani, 3 ani, pentru că aș vrea să se actualizeze un pic și pugul și calculele de... Eu zic că aici, aici aș vrea să discutăm de principiu, dacă se poate, domnul consilier. Noi suntem într-o etapă intermediară și la ședințele trecute am mai aprobat asemenea concesiuni. Dacă schimbăm modul de acordare și principiile de acordare, atunci putem să gândim o jumătate de an, un an și abia după aceea să acționăm. Ceea ce, eu vă spun, din anumite puncte de vedere, va fi o pierdere pentru localitatea noastră, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al imaginii față de turiști. Dacă nu sunteți de acord cu perioada de 10 ani, sunteți de acord cu 5 ani, eu nu am o problemă, votați și mă gândesc la situația întreprinzătorului. Nu discutăm de întreprinzătorul pentru care votați astăzi. Discutăm de principiu. Un întreprinzător într-un fel își face un plan de afaceri pe 5 ani, într-un fel îl face pe 10 ani. Din principii de recuperare a investiției, eu știu că 10 ani este un termen potrivit ca să se recupereze o cheltuială, o investiție. Și altfel îl încurajez. Dacă discutăm de 5 ani, s-ar putea să nu mai fim așa de atractiv ca să concesioneze cineva terenul. Dar asta, dumneavoastră, hotărâți, eu nu am o... Eu sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, în mare parte, dar vreau să completez faptul că ce am votat până acum s-a votat 10 metri, 15 metri, exact cum ești domnul Purcaru, cu 13 metri. N-am votat 144 de metri. Da, 144 de metri, nu știu dacă ați văzut schița. Este un metru în față, adică urmărește exact ca la, ca la domnul Purcaru. Doar în capăt sunt 6 metri. Dacă vă uitați pe schiță, acești 172 de metri, 144 că sunt, sunt tot fâșii date de... Și până la urmă vă spun care este situația. Este vorba și de procentul de grad de ocupare, potul, acel pot, procentul de ocupare a terenului. Adică din această suprafață, orice titular de teren din Slănic Moldova poate să ocupe în situația lui doar 35% din teren. Și atunci, nu putem compara, dacă este să fim corecți, nu putem să comparăm 9 metri pătrați care utilizezi 9 metri pătrați și nu te întreabă nimeni despre ei, față de situația când concesionez ca să păstrez spațiu verde 140 de metri pătrați. Adică nu în totalitate, dar dacă vă uitați pe schiță, o să vedeți că foarte mult din teren o să rămână teren cu flori sau cu altceva. Da? Vreau să vin și în completarea domnului
când a spus că poate îi se pare domnului profesor că suma e prea mare. Suma este prea mare. Este și de asta zic și pugul ăsta, avem nevoie de el un pic actualizat, poate să nu-i luăm mai mulți bani omului decât... Da. Și atunci să-i dăm pe un an de zile, propunerea mea este să-i dăm pe un an de zile, după care, da, categoric, vine diferența și doamne se actualizează. Noi suntem într-o situație, noi suntem acum într-o situație de să discutăm ca o afacere acest lucru. Pentru că dacă îl descurajăm pe orice întreprinzător să vină să ia în concesiune acest teren, îl încurajăm să cumpere un teren undeva care va plăti doar de la un privat, care va plăti doar terenul odată și un impozit pe teren. Eu vă spun, am făcut calcule, pentru primăria Senin Moldova este foarte avantajos acest mod de a lucra. Și vă dau un exemplu. Chiar față în față cu acest teren, este un teren cumpărat unde se desfășoară activitate de artizanat. Nu primim decât impozitul pe acel teren și punct. Adică societatea este la corund, este, adică discutăm comparativ cu ce se alege primăria, care implicit înseamnă dezvoltarea comunității noastre. Și atunci, dumneavoastră, dacă ați fi un întreprinzător și ați gândit așa, măi, nouă, dau pe 140 de metri pătrați, 9.000 de lei. Ori 10 ani înseamnă 90.000, da? Cât m-ar costa să cumpăr 140 de metri pătrați? Dacă împărțim 90.000 la 140 de metri, să zicem că dă 60 de lei, înseamnă, nu știu, 15 euro, 600 de lei. 150 de euro metri pătrat. Nu găsiți cu 150 de euro metri pătrat teren în Sălim Moldova acum? Eu cred că găsiți. Nu știu. Situația este alta. Ce facem noi acum cu acest teren dacă nu-l concesionăm? Problema mai este o problemă. Dacă noi facem un contract de concesiune pe un an, el data viitoare nu și va putea prelungi contractul decât pe jumătate. Nu-i dă nimeni autorizație de construire. Gândiți-vă că să faci o clădire acolo, îți trebuie autorizație. A lua cineva autorizație de construire pe un an de zile, nu poți să iei. Bun, haideți să le luăm pe rând atunci. Da. În principal, prima problemă s-a rezolvat, adică oamenii se intre în legalitate. Rămân cele două propuneri. O propunere pentru un contract de un an și o propunere pe care a făcut-o domnul primar pe 10 ani. Ca propunere, dacă nu vreți. Ca și concesiune, nu cred că este posibil concesiune, da, că pe o închiriere atunci cade se spune de un an de zile. Gata. Deci, asta am vrut să plâncesc ca să nu și nu știu vezi, dacă asta înseamnă un... două puncte separate. Noi discutăm de punctul... Nu, se leagă unul de altul. Dacă tu propui bun, să dăm pe avem Betacom care are o concesiune. Nu mai poate să fac concesiune Betacom. Asta este motivul pentru care s-a făcut închiriat. Deci discuția e... El l-a avut închiriat. La discuție. Noi am preocupat... L-a avut concesionat. Nu mai poate concesiona. Așa. Categoric, nu vreau să-i împiedică. Noi oprim 3 metri pe 3 metri acolo pentru punctul de informare care o să-l facem noi provizoriu, spun eu, adică noi vrem să facem un punct de informare într-o zonă mai vizibilă, dar la momentul ăsta este suficient și acolo, 3 pe 3, și am scăzut din suprafața aia și propunem să închiriem. Eu spun, propunerea mea este să mergem în continuare pe acest principiu, pe formula de calcul care există și care cred eu că este încurajatoare pentru întreprinzător la momentul acesta. Repet, că dacă vrem să obținem foarte mulți bani și descurajăm întreprinzătorii, atunci înseamnă că nu vom dezvolta comunitatea. Asta este propunerea mea. Dumneavoastră, analizați și... Eu zic că motivarea e bună. S-au făcut suficient de discuții pe acest punct. L-ați asimilat cum trebuie, l-ați desfăcut în, știu eu, 70 de variante. Avizul comisiilor. Mai întreb o dată comisie, pentru că... Avizul comisiilor. Comisia domnul Mucan. Deci majoritatea... De 4.900 de lei. 144 de metri pătrați de 9.000 de lei. Da, e altă zonă. Ce e altă zonă? E Smârnic, unde e altă zonă? Adică nu fi zona aceea ca la Cireșoaia. Mai puțin, întrebarea mea este, credeți că putem să mărim acest tarif în sus sau să-l micșorăm? Cum vrem noi, dacă am spus de două ori astăzi că este o formulă de calcul care dă acest preț.
Când o să vreți să schimbăm această formulă de calcul, atunci o să trebuiască să o schimbăm unitar la toată lumea. În sensul în care, după ce terminăm pugul și o să ajungem într-o situație să reglementăm altfel aceste locuri, să le restricționăm sau să le dezvoltăm mai mult, atunci vom stabili noi reguli de închiriere sau de concesiune. Dar pugul din ce an este? Din 2000? Este din 2000. 2000? Da. Și eu vă spun, mai devreme de 3 ani de zile, nu terminăm un pug oricât de mult ne-am dorit noi. Primăria Moinești îl are de 8 ani de zile și într-o nu a terminat. Da? Asta este. E important să nu incomodăm pe aceștia afaceriști, să lăsăm să-și desfășoare activitatea, așa văd eu problema. În condiții noastre, care este faptul că el plătește prea puțin, asta personală. Am spus subiect. Deci, nu există o problemă personală, doar că pentru până acum ei au incomodat pe alții și acum să nu mai incomodăm. Nu e asta. Da, bun. Dacă faceți comparații cu expresul, formula de calcul include canalizare sau fără. Adică expresul are unul are, unul nu are. Și atunci, care nu sunt din formula de calcul ies niște diferențe. Da? Dar vă asigur că nimeni nu-și permite, și o să verific personal acest lucru, să aplice formula de calcul greșit. Ea este un coeficient care spune atâta este pe metru în zona A, B, C, D, cu utilități, fără utilități, cu alte... Bun. Cu toate completările, încă o dată avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu mă abțin. O singură abținere. Trecem la următorul punct al ordinei de zi și anume un proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 40 metri pătrați, teren aferent terase expres, către SC Betacom, Prod, SRL Comănești, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții, comentarii, completări, ele s-au făcut oricum ieri, dar poate mai doriți să mai spuneți câte ceva. Mai ales că arătați bine, vă filmează, vă vedeți de seara la televizor. Nu? Avizul comisiilor? Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Unanimitate. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui autovehicol Super Dacia de la Secea Pastel Salubrizare SRL Slănic Moldova și predarea acestuia la Secea Util Presă SRL, Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Știți despre ce este vorba, este acea brec, acea exact, care e antică, veche și de mult, care, cum să spun eu, a plecat de la primărie, se întoarce la primărie, asta e mecanismul. Dacă aveți completări. Bine, oricum ea trebuie să facă parte dintr-un inventar aici, problema. Stați un pic, da, sigur, nu trebuia să vă luăm la primărie? Da. Deci, e greșeală, așa creat, că se va vedea la Pasăr. Nu, se preia de la Pasăr. Se preia de la Pasăr, dar aici se întoarce la SC Putin Prest. Nu. Face parte din mijloacele fixe care au fost date în administrarea societății. Normal ar veni să vină la primărie și primărie să-l vede în nou la... Nu neapărat. Noi vrem să o aducem înapoi la primărie odată că este necesar pentru cei de la 460. Da, să o utilizăm, să facem curățire, să o folosim noi. Dacă este la Util Press, noi să punem niște carburanți, să ne întreținem, nu putem. În același timp, dacă este la Util Press și o punem pe programul RABLA, când ne dorim să poate luăm și noi o mașină, mai Doamne ajută aici, atunci nu avem posibilitate. Și propunerea este să se întoarcă înapoi la primărie, dacă textul este altfel, atunci trebuie modificat. Aici. Noi aprobăm să se întoarcă înapoi la primărie. Da? Avizul comisiilor? Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deci să se întoarcă la primărie. Modificat în hârtie, nu Util Press și primăria Slănic Moldova. Trecem la următorul punct și anume proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții al SECA Apa Sărb, Salubrizare SRL, Slănic Moldova. Ăsta este punctul care a rămas. Deci, investițiile. Avizul comisiilor?
Nu știu, am vorbit că noi am discutat, da, nu am discutat prea mult. Mai de organigram am discutat și pe urmă s-au atacat investițiile. Astăzi, înainte de ședință. Dacă vreți, puteți să mai faceți comentarii. Da, programul este varză. Am aici, tocată, dar trebuie să-l aprobăm. Deci, domnul consilier, avem trecut aici niște obiective pe termen scurt și pe termen lung. Printre obiectivele pe termen scurt, avem reabilitarea stației de apă. Reabilitare stație de tratare Stănicel, 250.000. Racordare colector principal, canalizare, asta e pe PNDL. Deci, să o iau în ordine așa. Deci 3.934.000 de euro este estimat. Extinderea rețea de canalizare, Cerdac, Cireșoaia, finanțare din fonduri europene sau guvernamentale. La colectorul principal, la fel. Asta, racordurile care sunt necesare, știți că sunt estimate la 1.000.000 de lei. Reabilitare stației de tratare Stănicel, 250.000 din fonduri proprii. Reabilitare rețea aducțiune apă, bazine și înmagazinare în stațiune, 200.000. Sistemul principal de viera aia de conduct acolo și alte lucrări necesare. Reabilitare, extindere, dren subteran, 500.000. Este o părere că dacă îmbunătățim acolo, putem să mai obținem o cantitate mai mare, dacă drenul vechi ar fi și el activat într-o formă sau alta, sunt niște dopuri acolo. În fine, reabilitare, rețea, distribuire, apă, stațiune, 1.700.000 de euro pe PRDI. Suplimentarea alimentării cu apă a cartierilor Cerdac, Cireșoaia, 1.000.000 de euro, lucrări pentru evitarea înghețului și înlocuirea rețea blocurile 7 până la 15 bis pe Nicolae Bolcescu. Știți că rețeaua aia este putretă. Asta este planul. Repet, acest plan este un plan inspirat din nevoia localității, nu este complet. Urmează ca, pe măsură ce avansăm cu proiectele, cu studii de fezabilitate, cu alte elemente necesare, să îl îmbunătățim pe măsură ce evoluează. Noi, la momentul acesta, nu avem bani să facem din aceste lucrări absolut nimic. Știți foarte bine cum suntem cu fondurile și cu blocajul financiar. Dar sperăm foarte repede să avem un minim de resurse care să ne ducă în situația să putem oferi apă locuitorilor și turiștilor din Stele Moldova. Deci asta e programul, planul de investiții. L-ați auzit? Dacă aveți comentarii cu el? Dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu. Unanimitate. O abținere, domnul Jveț. Abținere, da? Bun. Trecem la următorul punct al ordinei de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea realizării strategiei de dezvoltare a ecoturismului pe raza orașului Stănic Moldova. Ieri s-au făcut discuții suficiente pe baza dezvoltării ecoturismului în Stănic Moldova. Avantaje, mai multe avantaje decât dezavantaje. Dezavantaje nu prea sunt la ecoturism. Din contră, poate deveni și eu un punct de atracție pentru toată lumea. Pentru toți care, știu eu, preferă stațiunile din zona montană. Dacă aveți completări, comentarii la acest punct. Domnul primar, dacă mai vreți să mai faceți intervenția. Da, intervenția mea, doar puțin un comentariu mai degrabă. Și astăzi am primit o adresă de la Rom Silva, care este custodele arilor protejate, Natura 2000 și Rosci, avem încă două arii Rosci. Este foarte important să ne asumăm răspunderile care au pornit de 1992, când guvernul a aprobat aceste arii protejate. Noi avem niște responsabilități conform legii să le întreținem, să le menținem, să le promovăm și până acum nu s-a făcut absolut nimic în acest sens. Drept urmare, acest parteneriat ne creează o premiză de aducere într-o normalitate a situației, adică să le promovăm atât online cât și aici la fața locului, mă refer la arele protejate și, bineînțeles, destinația de ecoturism este un țel la care tind toate localitățile, poate din România.
Nu toate îndeplinesc aceste condiții. Noi avem aceste condiții îndeplinite minimal și sperăm ca să atragem resurse direct sau prin alte ONG-uri sau alte entități, în așa fel încât să dezvoltăm localitatea noastră ca punct de atracție de ecoturism. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții sau intervenții, nu. Avizul comisiilor? Favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Turcul de Dobru, castorii de slănit, nu? Se cheamă da. Brevi. Duful de Falcău. Da. Și castorii de la... Castorii de la Varaș. De la Dușa cu 200 de ani. Nu, da, castorul local se cheamă Brevi. Brevi? Da. Dacă există castor, ai... Bun, trecem la punctul, la ceea ce am votat la început, parcare, președintele oficii trecem atunci la proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova pentru perioada următoare. Pentru cele trei luni calendaristice, începând cu luna mai 2014. Inițiator economist Bașu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Mergem după varianta știută, nu? În ordine alfabetică, sau poate aveți o altă variantă și în cazul ăsta putem să mergem și pe aia, dacă consilierii sunt de acord. Păstrăm regula, da? Urmează domnul Catrințașu. Sunteți de acord ca domnul Catrințașu pentru perioada asta de trei luni care urmează să fie președinte ședință? Da. Mulțumesc, în unanimitate, domnul Catrințașu, începând cu următoarea ședință, va conduce Consiliul Local. Trecem la punctul suplimentar, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru realizarea obiectivului investițional parcare supraetajată pe strada Vasile Alexandrei. Până da, vă gândiți un pic. Pentru, tot așa pentru cetățenii noștri, dorim ca în primul rând să creăm locuri de parcare pentru turiști, pentru că știți foarte bine că în zilele aglomerate se parchează și pe drumul național și în spații mai puțin potrivite pentru acest lucru. În același timp, proiectul vizează și limitarea accesului în stațiunea mașinilor poluatoare, în așa fel încât să îmbunătățim calitatea aerului și aerul, apei, a factorilor climatici din zona noastră. Este un proiect ambițios, noi sperăm să câștigăm acest proiect și să îmbunătățim transportul public, local, parcare. El este foarte ambițios, este un proiect care și-l-a dorit multă lume. Sperăm din tot sufletul să avem succes și să fie aprobat. Deocamdată, dumneavoastră, aprobați conceptul, da, acestui proiect, pe baza căruia noi trecem la un studiu de fezabilitate. Cunoașteți istoricul locului? Atunci, în legeni, era o baltă foarte frumoasă. Eu, când am venit în 73, era un căsăr și de jur împrejur. Apa este pe undeva, da? Și ieșea pe undeva pe sub podul de la primărie. Te-a cu de pescuit, cred. Pe urmă s-a transformat într-un patinoar artificial. Deci se umplea cu apă iarna, îngheța și copiii veneau să se dea. Pe urmă s-a construit sala de sport și acum vine această variantă cu parcare supraetajată. Anul ăsta a fost un lucru... Da, și uitați, era cu Bradu Sonic care juca. Da. Se făceau concursuri. Bine, să construiască, adică să desenaseră două terenuri de handbal. Exact, și se făceau plasele de zonă, da. Se făceau concursuri. Pe urmă, gărzile patriotice aveau adunarea generală, da. Tot pe platoul ăla. Bine, are un istoric. Da, așa, tenis și tenis de câmp, volei. Dar completări la proiectul ăsta. Pionierii patrii. Eu am zis că votez cu două mâini. Iese de acord, îi place ideea, alte păreri. Bine. Votăm conceptul acestui proiect. Ca să putem trece la treabă, da. Da. Vom reveni cu Eu prefer mult mai multe informații pentru proiectul ăsta. Ca să fiu convins că nu votăm conceptul, nu avem
Nu avem baza pe care să pornim, să pornim studiul de fezabilitate. Toate va fi supuse la Dubrovnik. E excelent. Îmi pare rău că n-am avut o idee. Da. Din păcate, suprafețele de teren la Sălim Moldova, ale noastre fiind limitate, noi nu avem unde să facem, în primul rând, o parcare. Nu avem unde. Știți foarte bine, acolo la Pârtie este mult mai mic terenul, dar este pe încă 3 ani de zile, este amenajată parcarea și este și ar însemna foarte greu, să fie foarte greu de administrat, pentru că de la Pârtie la deal mai avem locuitori. Acest teren este foarte bine așezat, pentru că el este la începutul stațiunii noastre, a zonei turistice. Și atunci el este potrivit ca un turist să vină, să-și lase mașina, să plece frumos cu un autobuz electric, un autobuz hibrid, nu știu ce o să fie, și să se bucure de aceste... Bun, mai aveți intervenții? Nu. Avizul comisiilor? Supun la vot. Cine este pentru? În unanimitate, acest proiect a trecut. Trecem la diverse, dacă aveți probleme deosebite. Dacă nu... Da. Eu vă mulțumesc mult pentru implicarea dumneavoastră. M-aș bucura dacă la întâlnirile care le aveți cu cetățenii și le aveți, fiecare dintre dumneavoastră, am transmite un mesaj corect. Am discutat și ieri în comisii. Noi ne luptăm aici să facem niște lucruri. Avem și profesionalismul necesar și disponibilitatea să facem aceste lucruri. Ne-am dorit ca cei care nu le-au făcut până acum să-și asume, sau dacă nu-și asumă, să fie liniștiți de actualii noștri consilieri, în sensul în care cunoașteți în ce situații delicate este primăria Sălim Moldova acum, datorită unei administrații greșite de până în 2016, nu greșite, total direcționate către interesul personal al primarului în funcție. Total direcționate către interesul personal. Și vă aduc argumente în acest sens cât de vreți dumneavoastră. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește mai mult decât am transmis până acum, voi face o informare scrisă despre cât de multă pierdere avem acum la primărie datorită proastei administrații care s-a făcut până în 2016 la primăria Sălim Moldova. Dacă lucrurile nu sunt clare, eu vă stau la dispoziție să vă răspund la orice întrebare, dar vreau să transmiteți mai departe mesajul către cetățeni că ne pare rău că nu putem să facem mai multe lucruri acum, având în vedere situația financiară în principal, pentru că fără bani nu poți să faci. Am făcut câteva lucruri chiar și așa și avem încredere că în situația asta dificilă în care suntem, în vara aceasta, stațiunea va fi plină și vor veni turiști și ne vom îmbunătăți nivelul de trai cu această ocazie. Întreprinzătorii la fel, să știe că se apropie data de 30 iunie, când știți foarte bine că de la 1 iunie intră în vigoare legea privind siguranța cetățeanului, acea vestită lege de după colectiv, care s-a dat și este foarte important să-și pună la punct capacitățile de cazare, restaurantele, să fie norme, în așa fel încât noi să le putem da autorizație de funcționare. Am spus acest lucru din octombrie, am trimis adrese de 3 ori, până acum am trimis adrese și transmit și prin acest, cu această ocazie, prin acest mijloc de informare, transmit mesajul meu să dea prioritate la aș pune în legalitate hotelurile, restaurantele, terasele ce au dumnealor, clădirile, pentru că altfel nu putem să continuăm colaborarea. O să fim în situația să închidem un restaurant sau nu știu, poate chiar și școli. Noi ne zbatem pentru școlile astea să le asigurăm condiții de situație de siguranța elevilor, care este supus inspectoratului de situație de urgență. Da, vă mulțumesc tare mult și multă sănătate la toată lumea. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o după-amiază frumoasă. Ne vedem la ședința următoare pe care o va conduce domnul Tatăl. Mulțumesc!